Ce frumos este când înțelegem marile evenimente ale timpului de sfârșit, nu prin temerile noastre, ci prin grija infinită a celui ce a murit pentru ca niciunul dintre noi să nu se, să nu se piardă. Aș vrea să încep momentele acestea de studiu împreună cu dumneavoastră și cu cei ce ne urmăresc prin intermediul media, Citind un text și întrebându-vă dacă textul acesta sau cuvintele acestea, dacă s-ar rosti astăzi, ne-am simțit foarte bine sau foarte confortabil cu aceste cuvinte. Deci, încă o dată, imaginați-vă că suntem aici și dintr-o dată ați auzit că s-au rostit cuvintele acestea. Ar fi bine sau nu? Nu trebuie să-mi spuneți, doar gândiți-vă. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Apocalips 22, Versetul 11. Și acum, câteva secunde de introspecție, de intrare în noi înșine. Am putea spune, Doamne, zi asta acum? Sau am zice, Doamne, nu zice. Nu zice asta. Asta este problema cu subiectul numit sigilare sau pecetluire. Asta este problema. Ați avut vreodată în viața dumneavoastră un moment în care să spuneți așa, uite, acum poate să vină Domnul. Așa simt că sunt gata. nu vreau să atrag atenția asupra simțămintelor. Cu toate acestea, gândul că suntem pregătiți sau gata să vină Domnul Isus Hristos este un gând care urmărește poporul lui Dumnezeu. Vă spuneam eu mai des povestirea aceea prin anii 1842 și 3, un țăran era la câmp, Uh, cu aratul. Și în timp ce era la câmp și ara, gândul lui de creștin le trimitea în ideea dacă ar veni Domnul. Și la un moment dat, un nor alb undeva într-o zonă a cerului se ridică și el zice, dacă vine Domnul acum. Evident. Uh, scenarii. Da? Omul își pune treaba asta în minte și la un moment dat se uită și zice mă găsește bine și se uită la pocanci, alții n-am, mai bun ca ăștia n-am, pantalonii, așa, haina, toate bune, pot să vină. Până când descopere ceva în plus. Vă amintiți? Vă amintiți? Bun. Avea o pipă în gură. Avea o pipă în gură și în momentul respectiv zice: "Doamne, toate sunt bune, dar cu asta. Cu asta ce o să-i spun domnului de ce?" Și surprinzător omul respectiv a aruncat pipa și a îngropat-o cu următoarea brazdă pe care a tras-o pe locul lui. Nu vreau să fac din asta o ceva bătut în cuie. Istoria se află în analele pionierilor mișcării advente, dar Ideea că sunt gata dacă vine. A fost un gând permanent care a stat în mintea poporului Dumnezeu. Întrebarea mea este gândul ăsta aduce bucurie sau teamă? Din câte am înțeles din studiul Bibliei și din studiul evenimentelor care s-au petrecut în anii 1840 și așa mai departe, gândul acesta le aduce pe amândouă. Aduce bucurie pe de-o parte, aduce și cercetare pe de altă parte. Aș vrea ca gândurile de studiu din dimineața aceasta să aibă ca bază următoarea realitate. Voi citi din materiale 1888, volumul 2. Mulți dintre cei ce mărturisesc adevărul vor fi biruiți pentru că nu sunt obișnuiți cu Domnul Hristos. Nu citesc mai mult, voi citi această afirmație și încă una, dar le voi lăsa să cadă cu toată greutatea lor în mintea noastră. Deci dacă vom fi biruiți cumva și dacă suntem biruiți, lucrul ăsta se datorează faptului că nu suntem ce? Ce înseamnă obișnuiți cu Domnul Isus Hristos? Familiarizați cu El în fiecare zi. Și pentru că nu avem această obișnuință, această familiaritate, din cauza asta cădem. Evident, noi avem motivele noastre, scuzele noastre. Am căzut pentru că să vezi că m-am supărat din cauza că m-a supărat vecinul, fratele, sora. Am fost într-o situație în care n-am mai putut, dintr-o dată, mă rog. În realitate, însă, aici ni se spune, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, este pentru că n-ai fost familiarizat, obișnuit. Nu l-ai cunoscut pe Isus Hristos în viața ta. Sunt alte situații în care ă, noi, vă dau un exemplu, suntem exigenți cu amvonul și spunem nu oricine poate să vorbească la amvon din cauza că ar putea la un moment dat să introducă în mințile poporului Dumnezeu ce anume. Erori, erezii. Și lucrul ăsta așa este. Și foarte mulți dintre noi suntem atenți ce se vorbește, ce nu se vorbește, cum se spune. Suntem foarte atenți la cuvinte, devenim specialiști în așa ceva. În momentul ăsta, o să citesc a doua frază. Nu trebuie să ne fie teamă că cineva va fi doborât, chiar și de cea mai mare apostazie. Dacă. Are o experiență vie în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Putem vorbi mult ce înseamnă cunoașterea de Isus. Cunoașterea de Domnul Isus Hristos nu înseamnă să nu cunoaștem Scriptura, să fie foarte limpede. Nu înseamnă să dăm cuvântul la o parte și să trăim niște sentimente deosebite. Nu despre asta este vorba. Pentru că puțin mai de vreme, mi se spune, noi nu trebuie să pierdem timpul, ci să căutăm să devenim foarte versați în Scripturi, pentru că noi nu trebuie să venim în fața oamenilor cu argumente fragile, cu argumente care să nu sune logic. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cele două nu se exclud. Cunoașterea lui Isus Hristos înseamnă cunoașterea Scripturii, dar cunoașterea Scripturii trebuie să ne conducă la o relație de familiarizare cu, cu el. Întrebările acelea pe care le punem sau nu le punem, Iisus Hristos cum ar proceda aici? Nu sunt întrebări copilărești, sunt întrebări de familiarizare cu El. Și dacă ar fi El, El și cu mine, mergem în același fel, luăm aceleași decizii, sau dacă ar fi el, probabil că ar lua o altă decizie, dar pentru că sunt eu, eu iau altă decizie. Deci, tema din această dimineață ar dori să sublinieze în mod special această nevoie a poporului lui Dumnezeu, a mea și a ta, de a deveni familiarizați cu Domnul Isus Hristos. Familiarizarea cu El va ține poporul lui Dumnezeu și îl va împiedica să cadă chiar și atunci după ce se vor rosti cuvintele acestea. Cine este drept să fie drept și mai departe. Familiarizarea cu Domnul Iisus Hristos va împlini în noi această minune, această, această realitate extraordinară. Încă o dată, necunoașterea cu Domnul Isus Hristos este baza, este esența, este motivul căderilor noastre. Și acum mă întorc puțin la câteva întrebări. Până înaintea dumneavoastră, Marele Rege Ezechia. Ezechiel, Ezechia, Isaia, capitolul 38. Vă amintiți? A... După ce Dumnezeu omoară în rândurile sirienilor 180.000 de soldați, după aceea Dumnezeu hotărăște că ar fi bine ca Ezechia să-și încheie viața. Și zice, uite, gata, puneți casa în rânduială. Am hotărât să închei viața Întrebare, de ce, Doamne? Că asta a fost și întrebarea lui Ezechia De ce? Acum În floarea vieții mele Acum când e cel mai frumos Acum când, când primejdile s-au dus Nu Sirienii au plecat Bătuți Acum când mă pot și eu bucura Tu hotărăști să Închei viața De ce faci lucrul ăsta? Ce ziceți? De ce a făcut lucrul ăsta? Poftim? Era gata pentru împărăție, spune sora Zorica. Mai sunt alte gânduri. De ce? De ce acum? E o problemă care ne frământă aici. Fratele Ritivoi a zis, bine, să nu se nască manase cumva. Vreau să vă întreb, dacă s-ar fi oprit viața lui Ezechia acolo și nu s-ar fi născut manase, vi se pare drept? Adică. Ăsta e un gând care frământă. Doamne, acum sunt bine, sunt la biserică. Vino și ia-mă de aici. Acum. Că dacă e cumva mâine, dacă e cumva mâine și nu mai sunt la biserică, s-ar putea să mă duc unde? În altă parte. Și decât să mă duc în altă parte, mai bine. A așa trebuie să gândim. E interesant, înainte să se nască Manase, Dumnezeu îl vindecă și mai face pentru Ezechia ceea ce dumneavoastră știți. Dă soarele înapoi pentru el. Și minunea respectivă este văzută unde? La Babilon. Ăștia aveau telescoape. Ei se uitau, se ocupau cu cerul, se ocupau cu ce se întâmplă, erau astrologi. Când am zis telescoape, am pus în ghilimele, dar nu, nu erau telescoape pe vremea aceea. Dar ei urmăreau cerul și văd că s-a întâmplat ceva la, nivel, la nivelul sistemului solar, soarele, nu știu ce se întâmplă. Soarele s-a dat înapoi, pământul nu s-a mai rotit cum trebuie, nu știu, dar ei spun ceva s-a întâmplat. Și în discuțiile lor acolo, nu din, ei spun nu din cauza noastră s-a întâmplat, dar din cauza cui. Și ajung ei la concluzia că dacă se întâmplă un lucru extraordinar legat de pământ, soare, lume și așa mai departe, lucrul ăsta trebuie să se întâmple din cauza poporului lui Dumnezeu. Adică, Dumnezeu își iubește poporul său și face asemenea lucruri la nivel universal. Și în căutarea lor după cine a făcut lucrurile acestea, au ajuns, ajuns la întrebarea cine e poporul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată i a ajuns să înțeleagă sau, nu, nu să înțeleagă, ci să fie conduși la ideea că cel ce sau cei ce au ca Dumnezeu pe Creatorul Cerului și al Pământului sunt cei de la Ierusalim. Deci acolo trebuie să se fi întâmplat toate lucrurile astea. Și în căutarea lor după Dumnezeu și după înțelegere se duc la Ierusalim. Și acolo începe marea dezamăgire. Că în timp ce oamenii ăștia din Babilon căutau pe Dumnezeul lui Israel, când s-a dus la Ierusalim, Israel le-a arătat ce? În loc să le arate Dumnezeul, după care veniseră, i-au introdus în locul Tezaurului împărătesc. Și au zis: Știți cine suntem noi? Voi trebuie să înțelegeți, ăsta e limbajul vostru, pietrele scumpe, aurul și argintul. Uite, să vorbim pe limba voastră. Ăsta este, ăsta sau acesta este statutul nostru. Avem aur, suntem bogați. Nu uitați, veniseră să-L găsească pe Dumnezeu și au plecat de acolo, au plecat de acolo cu gândul trebuie să ne întoarcem să le luăm aurul, că au prea mult. Și așa s-a pus, așa s-a construit, de fapt, gândul cuceririi Ierusalimului, de la greșeala fundamentală care a făcut-o Ezechia. În loc să le dea pe Dumnezeu, le-a dat faimă. Și acum, mă întorc, asta este istoria unui om. Era mai, mă întorc la întrebarea, era mai bine să-l fi luat Dumnezeu atunci? Nu știu cum planul lui Dumnezeu a fost să-l ia. Întrebarea este însă, încă o dată, vi se pare vi se pare cinstit? Adică, Cine este Ezechia? Este omul care se roagă și care spune voi umblați merit până la sfârșitul zilor vieții mele, spune el în rugăciunea sa. Auziți, așa, așa zice. Uh, Isaia 38, versetul 15. Ce să mai spun? Dumnezeu mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umblați merit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Promite! Așa s-a întâmplat? Cine era Izechia? Era cel din Isaia 38 cu versetul 15 sau este Isaia 39 care spune a venit și le-a arătat versetul 2 argintul, aurul, mirezmele, unde lemnul de preț, toată casa lui de arme, tot ce se afla în visterile lui, n-a rămas nimic din casa sa și din ținuturile lui pe care să nu le fi arătat. Care era Ezechia? Isaia 38 sau 39? Asta este una dintre lucrurile fundamentale pe care Dumnezeu le are atunci, le are în vedere atunci când își cercetează poporul. Cine ești tu, Valentin? Ești ăsta sau este celălalt? Ești celălalt. La pagina 20 este vorba de manuscrisul de care vi din care am citit anterior și uh, manuscrisul este uh, scris de Ellen White uh, în legătură cu problemele discutate la conferința generală din 1889. Aici mai apare un paragraf scurt că spune, o, ce mare lucrare de făcut pentru poporul lui Dumnezeu. Ce mare lucrare este de făcut pentru poporul lui Dumnezeu înainte să fie pregătiți pentru luarea la cer. Căldura cuptorului asupra unora trebuie să fie severă pentru a descoperi zgura. Euul trebuie să fie crucificat. Când fiecare credincios ascultă de Domnul după cunoștința pe care o are și totuși nu caută să dea vreo ocazie întemeiată semenilor săi de a persecuta, el nu trebuie să se teamă de urmări, chiar dacă aceasta ar fi închisoare sau moarte. O mare lucrare de făcut pentru poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră o altă, un alt exemplu. Saul, regele Saul. Îl urmărește pe David și, vă amintiți, aude că, că David s-a dus la Samuel. Și după ce trimit, trimite el câteva cete de soldați să-l prindă pe David, acesta se întorc înapoi și nu reușesc să-l să aducă pe David, în final se duce el. Și pe drum, când se apropie de reședința lui Samuel, Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui. Când a intrat în casa în care era Samuel, acolo la școala profeților, unde fiii prorocilor erau adunați, cântau și eu știu, îl înțelegeau pe Dumnezeu, Saul intră în atmosfera respectivă. Începe și el să cânte împreună cu ei. Începe și el să participe la program împreună cu ei devine unul dintre cei care sunt acolo. În mijlocul acestei situații el dă jos haina care arăta sau purta insignele regale și rămâne în mijlocul celorlalți la nivelul lor. În momentul închinării Saul simte nevoia să fie și el un fiu al prorocilor. Din cauza asta, cuvântul lui Dumnezeu spune: "A început să prorocească" și a apărut întrebarea aceea: e și Saul printre proroci? Întrebare. Dacă în momentul acela viața lui Saul s-ar fi încheiat, dacă viața lui Saul s-ar fi încheiat, care ar fi fost finalul lui Saul? Era salvat? Vedeți, asta e problema, că se pare că Dumnezeu nu judecă viața noastră după momentele noastre cele mai bune. Și Dumnezeu ne lasă să fim ceea ce suntem de fapt. Pentru că Saul, după ce a plecat de acolo și a pus hainele împărătești pe el și la vreo câțiva kilometri distanță, s-a răzgândit a devenit din nou împăratul care îl prigonea pe David și care se împotriva lui Dumnezeu. Cine este Saul? Este cel ce a prorocit sau este cel ce prigonește? Cine e Saul? Asta este dificultatea pe care o are Dumnezeu și o au oamenii în legătură cu noi. Noi cine suntem? Asta e întrebarea care o pun oamenii în legătură cu fiecare dintre noi. Voi cine sunteți? Sunteți ai de la biserică? Că uite ce frumos stăm acum la biserică toți? Sau suntem aia de joi? Care suntem? Joi când ne mai certăm, când mai facem, când mai drăgem, când alergăm cort la col cu ei. Cine suntem? Și culmea este că noi argumentăm întotdeauna. Nu, nu, nu. Noi suntem creștini, suntem adventiști și joi. Da. Problema este însă de ce atunci diferă ziua de joi de ziua de azi. Al treilea exemplu, ca să ne dăm seama că nu, lucrul ăsta nu este singular, ci se permanentizează. Petru vine și îi spune, Doamne, eu îmi dau viața pentru tine. Da? Era convins? Poftiți? Era convins. Era gata să ședea. Când a venit derbedei, ceata de huligani, să pună mâna pe Domnul Isus Hristos, Petru a fost gata să-l apere pe Domnul Isus Hristos. Se pare că erau două săbii acolo în cercul celor 12. Dar s-a scos din teacă numai una, a lui Petru. Celălalt n-a scos-o. Celălalt era mai fricos decât Petru. Petru a fost acela care a vrut să-și țină cuvântul. Și a ținut cuvântul. Sigur. Când a fost Petru adevărat? Când a zis să dau viața pentru tine. Sau când s-a jurat că nu-l cunoaște. Câtă vreme viața noastră este o viață de luptă, în ființa noastră se întâlnesc ambele situații până când ne vom hotărâ înaintea lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu să rămânem pe un singur palier, nu pe două. Pe un singur palier. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit împreună cu două personaje. De același fel cele două personaje între ele. Adică amândoi erau tâlhari. Crucificarea a fost elementul fizic care a grăbit în ei un anumit drum pe care îl începuseră, amândoi. Un tâlhar și-a sfârșit și-a desăvârșit drumul blestemând, înjurând și lepădându-se de Domnul Isus Hristos, celălalt tâlhar spre surpriza oricui și a desăvârșit un drum neștiut, început de el singur, fără ca ceilalți să bage de seamă drumul acela care s-a finalizat cu cuvântul Doamne, te rog frumos, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iată cele două platforme pe care se opresc cei doi. Unul se transformă sau se oprește pe platforma aceasta al lepădării, celălalt se oprește pe platforma a lipirii de Isus Hristos pentru veșnicie. Aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dacă ar trebui să ne întoarcem scurt de tot în Apocalips, capitolul 6, și să continuăm studiul pe care l-am început în întâlnirea noastră anterioară, veți observa că Mântuitorul lucrează cu credinciosul în două feluri. Apocalips, capitolul 6, de la versetul 9, când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele martirilor, ei strigau cu tare până când stăpâne, care e sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Versetul 11. Fiecare din ei i s-a dat o haină albă. Cu i s-a dat o haină albă? Martirilor, martirilor din timpul respectiv, din toate timpurile au fost sângele Evident, n-a existat un dialog de felul acesta în mod real, însă în conformitate cu ceea ce spune Geneza, sângele lui Abel striga din pământ la Dumnezeu în sensul că o faptă injustă, imorală, de asuprire de felul acesta rămâne ca un cui în mintea lui Dumnezeu. Ea cere să fie rezolvată. Dumnezeu care este drept, Dumnezeu care este onest, Întotdeauna își ia obligația față de sine însuși. Mântuitorul spune pe mine însuși jur. Sau pe mine însumi jur. Ei bine, își ia obligația față de sine însuși să intervină în situațiile acestea nedrepte. El este Dumnezeul orfanilor, asupriților și așa mai departe. În condițiile acestea, martirii care se află acolo, sub altar, sângele lor a fost, a fost vărsat pe nedrept de către asupritorilor, martirii respectivi sunt acolo și mărturisesc cerând intervenția lui Dumnezeu. Până când ai de gând? Iar procesul acesta este un proces care are loc în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu care se adresează sieși în legătură cu lucrurile care se întâmplă pe pământul acesta. Ei bine, Dumnezeu spune, uite, vă dau o haină albă și mai așteptați. Primul răspuns al lui Dumnezeu la problematica aceasta a, a istoriei noastre este luați o haină albă. Purtarea hainei albe Motivul acesta apare, apare în pilda Domnului Isus Hristos în legătură cu nunta. Vă aduceți aminte, au fost chemați la nuntă, mulți. Dar înainte de a intra în sala de o li s-a dat o haină de nuntă, haina de nuntă, care trebuia să o poarte în timpul nunții. Acești martiri de aici sunt aceia care sunt gata să intre la nuntă și înainte să intre la nuntă. Dumnezeu face o judecată în dreptul lor și le spune acestor oameni, ei sunt pregătiți. Li s-a dat haina de nuntă și sunt gata să intre acolo. Un alt text care lămurește destul de bine ce se întâmplă cu haina de nuntă este Apocalips capitolul 3, versetele 4 și 5. Totuși, ai în sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Pe păi ce înseamnă haină albă? Niște persoane care trăiesc, muncesc, lucrează pe pământul acesta, dar care nu și-au mânjit hainele. În altă parte spune, și dacă s-a întâmplat lucrul acesta, ca excepție, cumva, ce au făcut cu hainele? Le-au spălat în sângele mielului, în așa fel încât, în colaborare cu mielul, ei își păstrează hainele albe. Trebuie să înțelegem că nu ne putem permite pentru nicio clipă să umblăm cu haine pătate. Dacă umblăm cu haine pătate, dacă umblăm cu păcate nemărturisite și nepărăsite, această rămânere în starea asta de condamnare a păcatului ne face pe noi nedemni sau incapabili de a fi considerați că am primit haina de nuntă. Hainele pătate nu sunt haine de nuntă. Este o mare dispută astăzi în teologia modernă care s-a infiltrat și în legătură cu așteptătorii lui Isus Hristos. Dacă un creștin trebuie într-adevăr să trăiască într-o haină de nuntă nepătată, cu alte cuvinte, să obțină biruința asupra păcatului, trebuie sau nu? Și răspunsuri sunt de o parte și de alta, nu mă interesează toată această dispută. Mă interesează să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu și-au mânjit hainele. Atât. Și pentru că nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Vor umbla împreună cu mine acea familiarizare cu Iisus Hristos, acea cunoaștere. Vă aduceți, vă reamintesc citatul pe care, cu care am început. Niciunul nu va cădea sub apostazie sau sub erezie datorită faptului că s-au familiarizat cu Domnul Iisus Hristos, au umblat împreună cu El. Asta este esența procesului care ne pregătește pentru sigilare sau pentru pecetluire. Textul spunea mai departe, dacă nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos, ăsta este motivul pentru care ei umblă cu haine pătate. Continuă mai departe textul biblic și spune, cel ce va pirui va fi îmbrăcat în haine albe. Hmm. Uh. hainele albe nu sunt date înainte să devii biruitor. De tot? De tot? Noi avem în mintea noastră uneori o biruință din aia progresivă. Azi biruiesc un anume aspect, mâine biruiesc altul, poi mâine biruiesc altul. Aici sunt pus față în față cu o biruință totală ca să poți primi hainele. Adică nu merge peste niște haine murdare, mai pui una curată. Nu. Ci trebuie dezbrăcat de omul cel vechi, spune Sfânta Scriptură, și îmbrăcat peste el cu omul cel... Sau nu, peste el. Îmbrăcat după ce ai dezbrăcat cu omul cel nou. Că asta este procesul. Cum se întâmplă asta? Prin înțelegerea sau prin familiarizarea cu Domnul Isus Hristos sau prin primirea neprihănirii Lui. Și primirea neprihănirii lui este o neprihănire pe care ți o dă prin credință și te, și te dezbracă și te îmbracă prin credință. De tot și face lucrarea asta complet. Și face lucrarea asta frumos, și face lucrarea asta excepțional în dreptul fiecăruia dintre noi, care prin credință lăsăm pe Domnul Isus Hristos să facă acest lucru. Vă amintiți? Textul din Vechiul Testament. Întoarce-ne, Doamne, și ne vom întoarce. Întoarce-ne, Tu și noi ne vom bucura să ne întoarcem. Asta e ceea ce face Domnul Isus Hristos pentru noi. Deci, textul spune, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe și nu îi voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Și aici ne trimite din nou la ideea de sigilare. Numele tău nu va mai fi șters niciodată, va fi prezent în ceruri pentru veșnicie. Aparții cerului. Textul merge mai departe, versetul 5 din capitolul 3 din Apocalipsă. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor Lui. Mărturisirea, mijlocirea Domnului Isus Hristos are sens acum, zice. Acum voi mărturisi numele Tău înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngerii. Este extraordinar lucrul ăsta. Mă întorc la Apocalips, capitolul 6, cu versetul 11. Fiecăruia i s-a dat o haină albă, ceea ce înseamnă au primit mărturisirea lui Isus Hristos. Numele său a fost scris în cartea vieții. A rămas în familia cerului pentru veșnicie. Asta se întâmplă cu martirii pe care îi găsim aici. Capitolul 7, cu versetul 1. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului, ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui, care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a stegat cu glas la cei patru îngeri cărora le fusese dat pământul să vatemă pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici mare, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Observați? În prima parte, Dumnezeu îmbracă în alb pe martiri. În partea a doua, capitolul 7, Dumnezeu pe pe cei ce trăiesc în timpul revenirii sale. Care diferența între haină albă și pecete? De ce la martiri haină albă? De ce la această generație a sfinților din ultimul timp sau din timpul sfârșitului, de ce aceștia sunt pecetluiți? Întrebarea mea este, aceștia sunt și ei îmbrăcați în haine albe? Pecetea este un element adițional? Se adaugă la haina albă? Este în plus? Nu vreau să spun că este în plus în sensul că nu este necesar, dar vreau să vă întreb: ultima generație primește pecetea aceasta um, având o experiență în plus față de generațiile trecute? Um, scurt de tot, Ezechiel, capitolul 9. Imaginea pecetluirii pe care o folosește aici apostolul Ioan și este dată prin revelație, este luată de aici, din Ezechiel, capitolul 9. Ezechiel 9. Versetul 4. Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc. Care este elementul fundamental al celor care sunt pecetluiți? Suferă datorită condițiilor spirituale din mediul în care îl trăiesc. Se întâlnesc cu nelegiuirea, se întâlnesc cu păcatul, se întâlnesc cu asuprirea și nu le place. Nu se simt bine. Este ca acea pasăre în care în momentul în care sare pe ea o picătură de noroi, ea își mulge penele ca nu cumva să fie murdară. Adică pasărea aceasta are un anume complex. Are complexul curăției. Nu e vorba că pe ea nu sare niciodată noroi. Sare noroi. Problema este de ce are în cap. Adică nu suportă treaba asta. Și ca nu cumva să fie murdară, își smulge și Penele, orice ar fi, numai murdară să nu fie. Cam asta este imaginea poporului Dumnezeu în legătură cu păcatul, în legătură cu nelegiuirea. Mai bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, în tai mâna. Mai bine scot ochiul decât să mă obișnuiesc cu păcatul. Sigilarea este un război total împotriva acceptării păcatului. Sub orice formă. De asemenea, sigilarea mai are un element. Vă rog să observați, în versetele 1. 2 și 3 Omul care are pecetea sau călimara la brâu este însoțit de cei ce pedepsesc Sigilarea este ultimul act al lui Dumnezeu înainte ca să înceapă pedepsa. Este un act de judecată prin care Dumnezeu declară sfinți pe oamenii săi sau pe poporul său, rămânând ca în condițiile acestea Dumnezeu să ia măsuri împotriva neghinei. Neghina trebuie să fie smulsă. Poporul lui Dumnezeu primește sigiliu, neghina rămâne nesigilată. Așa este? E corect? Mai întreb o dată rămâne neghina nesigilată? Vedeți? Apocalips spune că și ea va fi sigilată, dar de partea elaltă. Primește pecetea fiarei. Nu rămâne nimeni în finalul acestei istorii nepecetluit, cu alte cuvinte, înveșnicit. Mai că unii vor fi înveșniciți în neprihănire, iar alții vor fi înveșniciți în revolta împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce observ aici este că dacă trec pagina, spune, există o ordine, zice, începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu cei care aveau cea mai mare lumină. Bătrânii care stăteau înaintea templului. De acolo începe toți. Adică începe totul. Dragii mei, vânturile sunt ținute pentru ca nu cumva grâul să cadă la pământ. Se pare că neghina e mai rezistentă vis-a-vis -vis de grâu în ceea ce privește furtunile. Cu alte cuvinte, neghina rămâne în picioare în timp ce o furtună serioasă cultă grâul la pământ. Și atunci textul spune, țineți vânturile. De ce? Ca să pecetruiesc grâul. De ce să-l pecetruiești, Doamne? Și pecetea este în condițiile aceasta, acestea, acea condiție pe care Dumnezeu o pregătește pentru poporul său, pentru a nu fi culcat la pământ, pentru a nu fi clintit în adevăr sau din adevăr. Pentru a rămâne pe picioare, pentru a fi mai puternic decât neghina. Spuneam în întâlnirea noastră trecută și confirm și acum, vânturile vor sufla peste toți. Și peste neghină și peste griu. Și peste poporul lui Dumnezeu și peste cei ce nu sunt ai lui Dumnezeu. Vor sufla peste tot. Vor fi toți încercați cu aceeași măsură a încercării. Sigilul nu ne va cruța pe noi de încercările care vor veni. Dacă va veni foamete și poporul lui Dumnezeu va suferi de foame. Dacă va veni război și poporul lui Dumnezeu va trece prin război. Dacă va veni boală și poporul lui Dumnezeu va face COVID. Va face cancer. Va face ce vreți dumneavoastră. Diferența între cei ce sunt al lui Dumnezeu și nu sunt al lui Dumnezeu constă într-un singur aspect. Și anume, poporul Dumnezeu nu, ziceți, nu, nu se va clătina. Atât. Va rămâne în picioare. Este ce, acea atitudine prin care Dumnezeu își întărește poporul și mă face pe mine și pe dumneavoastră să stăm neclintiți. Din ce cauză? Revin la un gând cu care am început. Din ce cauză vom sta neclintiți? Din cauza că am fost familiarizați cu El. Este extraordinar lucrul ăsta. Familiarizați cu Domnul Isus Hristos. Noi spunem că semnul pus pe frunte este ce anume? Ziceți. Poftiți? Bine, dar ce este? Dar ce este? Noi identificăm lucrul ăsta. În ultima vreme suntem cam ezitanți la acest capitol, dar înțelegem că semnul este sabatul lui Dumnezeu, care vorbește despre închinare, care vorbește despre supunere, care vorbește despre prezența lui Dumnezeu în poporul său și asupra poporului său. Bun. Dar asta mă conduce la un alt gând, și anume, sabatul în sine mă trimite la numele Tatălui. Adică sabatul este doar o formă de lucru pentru ca numele Tatălui să fie scris unde? Apocalips capitolul 14, vorbește despre cei 144 de mii care, zice acolo, în gura lor nu s-a găsit minciună, nu s-au întinat. Ei îl cunosc pe Dumnezeu și sunt familiarizați cu el în întregime. Adevărul în legătură cu acești oameni nu este pe jumătate, nici pe trei sferturi. Ei au înțeles legea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu și au acceptat caracterul lui Dumnezeu în viața lor. Cu alte cuvinte, vorbind despre îndreptățirea prin credință, se poate folosi această expresie. Ei sunt părtași de, ziceți, părtași de natură divină sau părtași de fire dumnezească, cum spune Sfânta Scriptură. Ei sunt părtași de așa ceva. Din cauza asta ei nu își permit să păteze hainele. Pentru că natura divină nu suportă păcatul. Natura divină are în ea sindromul acelei păsări care mai degrabă își mulge penele decât să rămână cu vreo pată de noroi. Și atunci ajung la concluzia că sabatul ar trebui să fie timpul, locul și modul în care fiecare dintre noi să scriem cu mâna noastră, zice în altă parte, al Domnului Sunt. Și să fim numiți cu, cu numele Dumnezeului lui Iacob. Este, este, un soi de conlucrare între noi și Dumnezeu în care în timpul acesta gândul meu este la Dumnezeu în timp ce gândul lui Dumnezeu este în mintea mea. Faților, folosiți sabatul. Folosiți această unitate de timp pentru închinarea vieții noastre înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, închinați-vă viața, dăruiți-vă viața lui Dumnezeu în mod special în acest exercițiu de închinare în sabat. Și faceți lucrul acesta mereu și mereu, fiecare sâmbătă devenind în felul acesta o probă de înveșnicire, o probă de în ce măsură suntem una cu Tatăl. Știți, am văzut pe muntele Sionului stând 144.000 de mii care aveau scris pe fruntea lor numele lui Dumnezeu și numele Tatălui. când l-ați scris? Și dacă ăsta este un semn, și dacă sabatul este un semn, înseamnă că cele două au ceva în comun. Nu? Au ceva în comun. Sabatul este o zi binecuvântată și sfințită. Poporul lui Dumnezeu este poporul care reprezintă Sfinții lui Dumnezeu. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Observați elementele care sunt la joncțiunea între aceste două realități. Sfințirea. Sfințirea lui Dumnezeu în închinarea sabatului, sfințirea lui Dumnezeu în ființa poporului lui Dumnezeu. Datorită sabatului, numele Tatălui este înțeles mai mult. Ellen White vorbește la un moment dat și spune numai oamenii sfinți pot sfinți sabbat. Mergând mai departe, numai cei ce au haine albe și au fost biruitori pot să facă din sabbat. sărbătoarea lor. Numai cei care au lăsat pe Duhul Sfânt în viața lor pot, ca în ziua Domnului, să fie în Duhul. Pot petrece fiecare sabat în această zonă a Duhului Sfânt. Um. Înțelegeți împreună cu mine, azi, că Dumnezeu într-adevăr vrea să, să ne familiarizăm cu Isus Hristos? Înțelegem că aceasta este marea provocare pentru care Dumnezeu spune țineți vânturile. Că poporul meu e prea slab. Poporul meu e prea slab. Țineți vânturile ca să-l întăresc în credință, în relație, în Duh Sfânt, în felul său de a fi, astfel încât veșnicia să poată să înceapă în inimile noastre de aici. Amin. Tatăl nostru. Stăm aici, adunați, în locul acesta, în dorința și rugă, cu rugămintea să scrii, Doamne, pe frunțile noastre numele tău. Cu dorința ca fiecare zi să înscrie poporul tău în lista biruitorilor, în lista triumfului pentru cauza ta, și pentru ca biruitor să putem primi, Doamne, haina de nuntă. Stăm aici în așteptarea venirii tale, în așteptarea ca tu să deschizi cerul pentru fiecare dintre noi, în dorința ca să nu stăm degeaba, ci, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, să înconjure ființa noastră cu atmosferă sfântă, astfel încât să trăim sfințenia ta pe pământul acesta. rugăm să binecuvintezi pe toți cei ce sunt în prezență aici și pe cei ce sunt absenți. Binecuvintează poporul tău cu această dorință vie. Ce văd, Doamne, ca să fie bucuria noastră aceea de a ne familiariza cu viața Domnului Isus. În numele Său și prin sângele Său curățitor te-am rugat. Amin. Amin.